Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Constantin Diță, 42 de ani, cunoscut ca Jean din Las Fierbinți, și-a lovit mașina în drum spre Prahova. Actorul din serialul Pro TV a fost implicat într-un accident chiar în apropiere de Popasul Merei, situat pe drumul dintre Buzău și Prahova. Cu ochelarii de soare puși, s-a gândit că poate nu va fi recunoscut, nimeni nu a fost rănit în accidentul rutier, dar mașina lui Constantin Diță este departe de cea mai bună formă. Rămâneți aproape de canal pentru a afla mai multe noutăți de îndată ce le avem. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.